Anul acesta participați la Eurovision România cu Come on Everybody. Da, așa este. Iar un, să zicem, refren al melodiei este Hai la joc. E un fel de refren rock and roll, Come on Everybody și Hai la joc românesc. Let's twist again. Yes. Dar este varianta rurală românească. Din opinii să iasă foc. Eu am scris doar partea cu la-la-la, deci nu mă întreba. Unde se aude la-la-la am scris eu. Eu sunt așa mai... mai scriitoare. Dar chiar cum s-a întâmplat? Cum ați creat cântecul? Și dacă l-ați creat special pentru Eurovision România? L-am creat special pentru Eurovision România. Ne-am gândit ceva, ne-a luat ceva timp să ne gândim dacă e oportun pentru noi să participăm la Eurovision anul ăsta. Noi nu am mai făcut asta din 2005 și aproape în ultimul moment am avut ideea să facem piesa așa cum a ieșit ea, adică în romgleză, limba pe care o vorbesc tinerii din, și nu numai din România anului 2016. Mai mult moldovo-engleză. Moldovo-romgleză. Romgleză. Și ardeleano-moldovo-romgleză, pentru că am vrut să fie o piesă cu motive românești. Am gândit că mergem, dacă este să mergem în Suedia, să mergem cu ceva de care noi suntem mândri. Și noi suntem mândri de sonoritățile românești, așa cum grecii se duc cu sonorități grecești și multe din țările balcanice, de principiu, își sunt mândri de originea lor. Am zis să mergem și noi la fel. De ce nu? Nouă ne place genul ăsta de amestec între rock și folclor românesc. Asta facem și în cântările noastre. Da. Majoritatea concertelor noastre combinăm stilurile și de cele mai multe ori, de 99%, publicul reacționează foarte bine, indiferent de genul de petrecere la care cântăm. Și indiferent de naționalitatea publică. Și indiferent de naționalitatea publică, exact. Ceea ce e foarte interesant. Adică nu numai românii sunt cei care se bucură, ci se bucură și străinii. Și de principiu, un străin vrea să vadă ceva ce este specific țării tale până la urmă. Nu vor să le arăți că tu știi să faci același lucru pe care îl face el acasă la el. Știi să cânti în engleză. Și, da. Adică voi ați avut și un fel de studiu de piață, oarecum, ad hoc, din show-urile voastre? Da, oarecum, da. Plus că piesa merge pe o rețetă a pieselor de Eurovision. Dar nu poți să sari din schemă. Dacă îți dorești să mergi, să câștigi, să mergi mai departe cu piesa în Suedia, așa cum ne dorim, da, am luat și din această rețetă, din această cale sigură oarecum. Și am pus limba română, care nu e varianta câștigătoare pentru Eurovision, din ce s-a văzut până acum. Acum putem spune că nu va fi varianta câștigătoare. Dar am combinat și important este că am făcut noi. Noi am făcut. Nu a venit nimeni din exterior să ne spună. S-a cântat la sala de repetiții, s-a creat cu toată lumea. S-a râs. S-a râs foarte mult. A avut variante? A avut mai multe variante? Am avut variante de versuri. Am schimbat două cuvinte. Între ele. Între ele, da. Nu am schimbat foarte mult. Nici n-am avut timp să facem asta. Și cred că a fost și... E vorba de inspirație până la urmă. Adică da. În momentul în care faci muzică, se întâmplă să muncești luni de zile la o piesă și să o întoși pe toate părțile și de multe ori când e o piesă de genul ăsta, renunți la ea. Pentru că în momentul în care ea trece până atât de multe variante, înseamnă că tu încă nu ai găsit ceea ce cauți. Ori asta este o piesă care s-a născut imediat, adică a venit inspirația, am refuzat să dăm drumul la instrumente din mâini până când nu a fost gata. Și atunci am început, am găsit linia vocală, am găsit o orchestrație, aici am mai trecut prin niște variante, nu știu ce, ne-am definitivat, am făcut versurile până când am tras demo, nu am plecat de acolo și era târziu.
Și dacă nu era selectată la Eurovision România, ce se întâmpla? Era groaznic. Era o tragedie. Era o tragedie. Ei s-au îmbrăcat în negru pe... Numai la gândul că putea să se întâmple ceva cu piesa. Glumesc. Eu nu m-am gândit nici adică era tot... să fie selectată. Nu. Da, nu. Ne-am gândit. Eu personal m-am gândit, dar a fost o încercare ca multe altele. Nu, n-ar fi fost... Mergeam cu ea mai departe. Adică nouă ne place piesa și am fi cântat-o și o cântăm în concertele noastre, clar. Și dacă o să fie selectat, o schimbați rom-moldo-o engleză, o să devină mai engleză? Nu. Noi nu am vrea să o schimbăm, pentru că nu ne place foarte mult cum este ea acum. Dar dacă o să câștige, poate mai gândim. Poate să o cântăm în suedeză. Nu știu, poate în loc de rom-engleză o să facem sued-glenză. Despre show-ul pe care îl susțineți la Baia Mare, ce puteți spune până acum? Despre show-ul pe care îl vom susține la Baia Mare, pot să spun că este făcut de profesioniști. Care sunt? Care sunt Petre Năstase, face regia. Și... Dan Manoliu, cel regizorul televiziunii general române, al... general al televiziunii române. Da. Care se va implica în toate show-urile din seara respectivă. Iolanda Mutu ne pregătește Iolanda niște haine deosebite. Și o să fie așa cum e piesa. Dacă ai ascultat piesa, fie în genul ăla. E vorba și de un videoclip? La un moment dat o să face și videoclip la... Este posibil, dar deocamdată, timpul fiind foarte scurt, trebuie să ne concentrăm pe ce se va întâmpla în primul rând la Baia Mare. Și atunci toată energia este focalizată acolo, promovarea piesei, pregătirea show-ului pentru Baia Mare. Apoi partea cu videoclip. Oricum am filmat un videoclip de prezentare în TVR, care are, pentru care îi mulțumim lui Dan Manoliu. Am văzut așa un preview și arată foarte bine. Mie îmi place foarte mult cum iese, de-abia aștept să apară. Și mai departe, ce se va întâmpla după Baia Mare, asta urmează să vedem în funcție de ce se mai întâmplă între timp. Vreau să zic vis-a-vis de show că am vorbit cu regizorul zilele trecute. Astăzi e întâlnirea în care o să aflăm și noi mai multe amănunte și mi-a zis nu vreau să vă mai zic că poate vă speriați. Știm sigur că nu o să coborâm din tavan pentru că posibilitățile tehnice la Baia Mare nu permit atârnarea obiectelor grele sau a oamenilor de tavan. Asta știm sigur. Dar zborul cu o dronă nu a fost exclus. Și va fi destul de greu și din punct de vedere al cântatului, pentru că e o piesă energică. Noi vrem să dansăm, vrem să acoperim toată scena. Și când am filmat primul clip a fost... Da, la când am terminat, deja nu mai puteam respira. Și se știe foarte bine că la Eurovision totul trebuie să fie live. Și trebuie să fie show. E un show de televiziune, în primul rând, până dincolo de a fi un concurs de cântec, este de fapt un concurs de show. Și contează foarte mult partea vizuală. Și... Voi aveți și experiența show-ului într-un studio de televiziune, adică cântat într-un studio de televiziune, dar aveți și experiența cântatului live în fața publicului. Da. Credeți că aceste două aspecte împreună sunt un avantaj al vostru față de... În mod sigur, experiența de a cânta pe scene de toate dimensiunile și faptul că noi 10 ani i-am petrecut în televiziune, în mod sigur ne ajută să fim oarecum familiarizați cu ce se întâmplă. Și atunci elementul de noutate nu va fi atât de mare. Pe de altă parte, este un show de anvergură. Și asta va fi interesant, mai ales că acum va trebui să ne mișcăm, să fie o scenografie, coreografie. Asta e interesant. Și cum vă raportați la concurenții voștri? Povestea că vă cunoașteți în mare... La concurenții noștri, în primul rând, n-am apucat să ne raportăm, pentru că fiecare este în... momentul de față își canalizează toată energia către ce are el de făcut.
și în mod sigur momentul în care ne vom putea raporta la colegii noștri va fi atunci când vom fi cu toții în semifinală și vom putea să ne urmărim momentele pe care le-am pregătit fiecare și practic acolo va fi interesant. Noi între timp ne-am întâlnit la conferința de presă, ne-am întâlnit la Berăria H unde a fost întâlnirea cu generația Eurovision și unde s-au prezentat prima oară în public piesele și cu unii ne cunoșteam dinainte și ne-a părut bine să ne vedem și am stat la povești, cu alții de-abia acum ne cunoaștem. Oricum, o să avem aproape o săptămână pe care o să o petrecem împreună ca într-un cantonament și o să fie interesant. În mod sigur o să se lege prietenii noi și o să se consolideze prietenii mai vechi. Suntem concurenți, dar nu adversari. Da, nu suntem adversari, exact asta vreau să spun și eu. Și oricum, acolo fiecare dintre noi își va da interesul să fie cât mai bine. Noi nu e ca și când ne așteptam ca în selecția de 12 piese să găsim piese slabe sau concurenți slabi. E clar că sunt cele mai bune 12 piese din, nu știu câte au fost anul ăsta, în jur de 100 de piese. 97 de piese. Deci clar sunt cei mai buni. N-aș vrea să spun chiar așa, pentru că poate au fost și alte piese care meritau. Dar acolo vor fi cei care vor încerca să-și facă treaba cât mai bine, la fel ca și noi. Și atunci, competiția va fi, dacă ne întreb de competiție, va fi strânsă, clar. Sunt artiști cu experiență. Este... Hai să nu dăm nume. Nu, sunt. Așa este. Și chiar dacă nu sunt artiști cu experiență, sunt niște voci foarte bune. Da, și au în spate echipe care lucrează pentru asta. Piese foarte bune. Sigur. A noastră e cea mai bună, dar asta e... Asta pentru discuții. Că modestia ne caracterizează și din când în când trebuie să ne aducem pe minte. Pe mine, cel puțin. Da. Da, chiar tu ziceai că Mihai Trăistariu e unul din artiștii care ți-a marcat... Da, a fost pentru mine personal momentul Eurovision 2005, când noi am participat prima oară la Eurovision. A fost un moment de răscruce în cariera mea muzicală și în cariera mea profesională de la momentul respectiv medic. Pentru că au fost doi oameni care m-au marcat atunci în seara finalei. Unul a fost Mihai Trăistariu, care mi-a spus, a venit pur și simplu din propria inițiativă și mi-a spus: îmi place vocea ta, îmi place cum cânti, ai un sound așa american. Și cealaltă persoană a fost Crina Mardare, care tot așa mi-a spus: bă, băiatule, bravo, ține-te de treabă. N-ai vrea să te apuci de muzică. N-ai vrea să te apuci de muzică, exact. Și cum să spun, aia a fost, pentru mine a fost ca un declic. A fost prima confirmare pe care am avut-o de la niște oameni care însemnau ceva în muzică la momentul respectiv. Și asta mi-a dat curaj să fac alegerea de a merge în cariera muzicală ca, cum să spun, slujbă full-time, știi? Și îmi pare bine că am făcut asta. Cum era Eurovision 2005? Și bine, cum e acum o să vedeți în curând, dar... Eurovision 2005, în primul rând, era într-un studio de televiziune. Cu publicul care intră într-un studio de televiziune. Acum se întâmplă într-o sală mare, pe o scenă mare, cu public numeros. Pot să spun că pentru noi cred că o să fie mai bine, pentru că noi suntem obișnuiți și randamentul cel mai mare îl dăm în momentul în care cântăm pentru public, pentru că noi practic ne luăm energia de la public și o dăm înapoi și se amplifică schimbul ăsta energetic. Plus că atunci eram la început, atunci încă nu eram familiarizați cu studiourile de televiziune, cu camerele, cu tot ce se întâmplă. Cristina nu era deloc și asta s-a simțit, pentru că eram mult mai stingheri atunci fără Cristina. Pentru că nu aveam pe cineva care să ne ghideze și care să fie acolo, să ne spună când să inspirăm și când să expirăm. Da, da, da.
Și eu am în casca asta. Acest plămân al trupei jukebox. Noi suntem foarte buni prieteni cu toții și, cum să spun, sunt momente în care încercăm să lăsăm o impresie bună, cum ar fi acum la interviu cu voi, dar la un moment dat scăpăm cai. Nu putem chiar da, atât de serios. Și începem să ne arătăm și latura umană. Umană, umoristică și prietenoasă. Foarte prietenoasă. Dintre greșelile pe care le poate face un artist live, voi pe care le-ați... Nu există greșeli. Nu există greșeli pe care să nu le fi făcut. Nu știu, putem să facem multe, dar nu o să facem. Pe altul, adică dacă vedeți... Nu, ne arătăm cu degetul. No. No. În momentul în care unul dintre noi greșește, cine este cel mai aproape de microfonul principal spune, el a greșit, eu cântam bine. Da, se oprește cântarea, este mustrare verbală, apoi mustrare scrisă, apoi sunt anunțați părinții. Și se rupe foaia. Se rupe foaia și se reface, da. Greșeli. Este o vorbă care spune, cine nu muncește, nu greșește. E rară, cum anumesc. Și noi muncim foarte, foarte mult. Și noi muncim foarte, foarte mult. Deci probabilitatea de a greși este mare. Important este... să nu te lași, cum să spun, copleșit de faptul că ai greșit, ci să te concentrezi pe ce ai de făcut până la urmă. Adică oricui se poate întâmpla să mai uite versuri sau să nu audă toba sau să fie fascinat de ce se întâmplă în fața scenei și să uite să cânte, dar se întâmplă foarte rar și nu nouă. Nu. La Eurovision votează și publicul și votează și specialiștii. Da, este un sistem nou care înțeleg că s-a introdus de anul acesta și anume din 12 semifinaliști, 4 sunt aleși de juriu, iar ceilalți 8 intră la televoting și practic publicul salvează doi care merg mai departe, iar în finală, în totalitate, este alegerea publicului din cei 6. E confortabil, nu e confortabil pentru niște artiști? Sau nu contează când ești pe scenă? Sincer, contează, dar important este... Noi, acum și atunci nu o să avem timp să ne gândim la lucrurile astea. Pentru că dacă te gândești la orice altceva în afară de ce ai tu de făcut în momentul respectiv, asta înseamnă că tu nu dai randament 100% în ceea ce ai tu de făcut. Și noi, ca artiști, în primul rând trebuie să avem grijă să ne facem meseria cât mai bine, iar lucrurile pe care nu le poți influența... Da. Și gândește-te că noi cu asta rămânem. Exact. Noi, chiar dacă vom merge mai departe în finală sau dacă vom merge în Suedia, e foarte posibil să nu intrăm nici în finală și să fim dintre cei 8 pe care nu-i alege publicul, deși n-aș vrea să se întâmple asta. Rămânem cu momentul ăsta live, ceea ce e foarte important, pentru că dacă te concentrezi în altă parte și vrei să faci altceva decât trebuie să faci tu acolo, e posibil ca tu să rămâi cu un moment prost și abia atunci o să suferi. În momentul în care tu nu mergi mai departe, dar rămâi cu un moment impecabil, înseamnă că ți-ai făcut treaba și că 100% din ceea ce ți-ai propus ți-a ieșit. Că publicul nu te place, că publicul te place, că juriul te place, astea sunt chestii care vin colaterale. Sau exact. Consideră că e mai potrivit pentru a merge mai departe, că și până la urmă... E foarte important să n-ai ce să-ți reproșezi. Da. Tu. Dacă alții au ce să-ți reproșeze, o iei ca pe o critică constructivă și încerci să ții cont și să fii mai bun data viitoare. Dar e foarte important să nu ai ce să-ți reproșezi din momentul în care ai ieșit de pe scenă. Și atunci noi suntem fericiți și mulțumiți. Complimentele cele mai frumoase din partea fanilor și din partea specialiștilor, mă rog, din partea colegilor de scenă, colegilor artiști. Pentru mine? Pentru tine, pentru fiecare. Nu pot să le spun pe post. Nu, asta nu pot să... Așa, legate de... Așa, fanii spun. Nu, legate de... Am o voce frumoasă. Da, zis că piesa e bună și melodia e foarte frumoasă, adică... Da, da, da. Și ne-am îmbrăcat frumos. Piesa e bună și nici melodia nu sună rău.
dar nu mai mult, cel puțin din interior, nu. Nu se poate traduce pentru că vorbim în germană, știi, și atunci... Glumesc. Și din partea unui artist... sau există complimente din partea... Cum să spun, noi ne bucurăm în primul rând că avem pe Cristina alături de noi. Și în primul rând pentru că are o voce foarte bună și mulțumesc, cântă foarte frumos și sunt momente în care este ea pe scenă și eu cobor, că e momentul ei și mă uit așa cum sună trupa jukebox și cum cântă Cristina de frumos acolo și zic vreau, mi-ar plăcea să cânt și eu cu ei. Da, și pe lângă asta e un coleg foarte bun, e un prieten foarte bun, este un foarte bun membru în echipă și sunt momente în care ea ia steagul victoriei și aleargă în fața noastră și ne însuflețește și spune fraților, mâine să ne îmbrăcăm, nu știu cum, puneți-vă accesorii, fucsia. Și ei mă ascultă. Da, și noi o ascultăm, după dacă care... Ce înseamnă fucsia, te-am ascultat. Exact. Marsala și alte. Avem un mod al nostru de a ne înțelege și de a face ca lucrurile să iasă bine. Cu puțin stres, că așa e în viața de zi. Adrenalina este necesară pentru a da, mișca lucrurile. Dar e ok. Da, la sfârșit e ok. E bine. Pentru că e vorba de Eurovision, pentru voi un moment remarcabil de la Eurovision care este pentru fiecare dintre voi? Adică, nu știu, o trupă, eu știu, cânte, cum... Nu știu cum îl cheamă pe artist. E cel care a câștigat din Rusia, dacă nu vine acum. Și a avut un moment, că tot povesteam despre treaba asta, a mers la Eurovision cu ce au ei mai bun. Și anume, Evgeni Plushenko și un violonist, mă rog. Da, a mers practic cu ce are Rusia mai bun, un campion mondial, unul dintre cei mai buni violoniști, pentru că se știe că școala și conservatorul de la Moscova e renumit și tot ce vine din partea aia e foarte bun, e atât de bun că te enervează, dacă e din partea aia e foarte bun. Și atunci au pus pe scenă fix ce a fost mai bun și au și câștigat. Era o scenă cu un patinoar, el patina, se cânta la vioară nu doar pentru că trebuia să fie o vioară acolo și pentru că făcea parte din piesă, el a cântat impecabil și arăta impecabil, drept pentru care pentru ei a fost rețeta ideală. Și ăla a fost momentul care mie mi-a plăcut cel mai mult din tot ce înseamnă Eurovisionul. Pentru idee și pentru faptul că au dus ce au avut mai bun. Tu ai un moment? Deci trebuie să dăm afară pe cineva, să aducem un patinator și un violonist. Nu. Da, am un moment. Mi-a plăcut foarte mult momentul Lituaniei, dacă nu mă înșel, de anul trecut. Aminata cu Love Injected. Nu știu... Foarte simplu, așa și la obiect, iar, na, nu știu, m-a dat pe spate când vine refrenul ăla în forță, după ceva foarte ușurel, așa, finuț. E de dragoste, da. Piesa. Dacă e cu Love în titlu, vom presupune că da. Dar e prima reacție aia la refren, când faci, te dai un pic, bine, bravo, aia a fost. Eu nu am niciun moment. Eu mi-aduc aminte Eurovisionul în care eram toți la o cântare undeva într-un oraș din țară, nu mai știu unde, la un eveniment și îl urmăream în pauză spectacolul. Părea că câștiga Lorin atunci cu Euphoria. Da. Și tot făceam cât un pronostic fiecare și n-a fost Mandinga cam atunci, parcă Mandinga. Da. Și ne distram, abia așteptam să terminăm, să vină pauza ca să vedem a câștigat cine mai intră și a fost haios. La fel, eu sunt în totalitate de acord cu colegii mei și eu nu am păreri care să vină în contrast cu ei pentru că suntem o echipă și trebuie să fim omogeni. Așa am vorbit înainte.
I-am dat și bani pentru asta. Este singurul moment în care un membru din trupă primește bani în plus. Am glumit. Ce așteptări aveți de la Eurovision România? De la voi, de la... Așteptăm de la noi să facem un pas înainte față de tot ce am făcut până acum. Pentru noi, Eurovision România 2016 înseamnă un pas înainte, un pas înainte către a cânta piese originale. Asta este lucrul pe care ni l-am propus anul ăsta. Ăsta a fost motivul pentru care am făcut și schimbări în viața noastră profesională, pentru că vrem să compunem, vrem să lucrăm și cu alți compozitori și vrem să ne axăm în special pe lucrul ăsta. Adică mai puțin show de televiziune, mai multă muzică. Și da, Eurovision 2016 înseamnă, față de 2005, când am participat data trecută, înseamnă și show. Înseamnă să mergem cu un show, cu un concept unitar. Exact asta vreau să spun. Eu mă aștept să-mi iasă rochia bine. Da, să mergem. Fiu odihnită, exact. Să nu răcesc. Și în rest știm ce avem de făcut, că dacă nu știm e grav. Am ales degeaba. Avem nevoie să punem la punct detaliile. Da. Și dacă îmi iese rochia bine, eu sunt super fericită. Acestea fiind zise, mulțumesc! Aici vreau să ajungi. Mulțumim și noi!